Salutare, salutare și bun venit pe canalul meu, eu sunt Mishi, iar vedeta acestui video este Xiaomi 14 Ultra, care a ajuns în mâinile mele la test, telefonul care pe mine m-a cucerit instantaneu prin designul său, dar mai ales prin pozele pe care reușește să le facă. Carcasa sa poate fi din ceramică, ce oferă o senzație plăcută la atingere și o durabilitate sporită, dar și vegan leather, așa cum este cel pe care eu l-am primit la test. Această piele vegană vine de fapt și cu un nanotratament care o face rezistentă la pete, dar și cu proprietăți antibacteriene. Deci mi se pare destul de cool. Și avem o ramă metalică destul de robustă care îi oferă telefonului stabilitate, în timp ce sticla Xiaomi Shield Glass protejează ecranul de zgârieturi și fisuri, promițând să fie chiar de 10 ori mai rezistent la căzături față de Xiaomi 13 Ultra. Totuși, dimensiunile sale generoase și grosimea de 9,2 mm, dar și greutatea considerabilă de 216 grame, ar putea fi un dezavantaj pentru cei care preferă un telefon mai compact și mai ușor. Dar în mod clar, acesta nu este un telefon pentru oricine și nici nu-și dorește să fie, ci este destinat celor pasionați real de fotografie, celor care își doresc să aibă un instrument la îndemână cu care să facă poze absolut grozave și editarea de după, fără să se complice să care mereu după ei o cameră profesională. Xiaomi 14 Ultra folosește un material nou pentru ramă din aluminiu durabil. Rama reușim practic, după cum observați, să se extindă în partea din spate a carcasei și să ofere mai multă rezistență față de modelul anterior. Xiaomi 14 Ultra utilizează un ecran AMOLED de 6,8 inch, cunoscut pentru calitate excepțională a imaginii și eficiență energetică, și eu aș spune că este ideal pentru orice activitate vei alege să faci, pentru că vorbim de unul LTPO2. Fie că vorbim despre filme, jocuri, navigare pe internet, o să fie grozav. Și avem și o rezoluție de 3200 cu 1440 de pixeli, care oferă o claritate uimitoare a imaginii cu detalii precise și culori bogate, și rata de refresh adaptivă de 120 de Hz, care asigură o animație fluidă și o interfață receptivă, sporind semnificativ experiența de utilizare. Avem și o luminozitate maximă de 1500 de niți, suport pentru HDR10 Plus și Dolby Vision, dar și Always On Display. Iar sub carcasa elegantă a lui Xiaomi 14 Ultra se ascunde și o forță grozavă, aș spune eu. Vorbim despre chipsetul Qualcomm Snapdragon 8, generația 3, unul dintre cele mai performante existente în acest moment pe piață. Și oferă viteză pe care n-o dorim și o fluiditate impecabilă, indiferent de sarcina la care alegi să-l supui. Fie că rulați aplicații multiple, editați fotografii, editați chiar videouri sau vă jucați ceva solicitant, Xiaomi 14 Ultra nu mi se pare că dă semne de oboseală. În plus, opțiunile de RAM de 12 GB sau 16 GB și stocarea generoasă de 256, 512 GB sau chiar 1 TB asigură o experiență de utilizare impecabilă pentru orice utilizator. Xiaomi 14 Ultra vine preinstalat cu Android 14, bineînțeles îmbunătățit cu interfața MIUI 14 personalizată de Xiaomi. MIUI 14 oferă o varietate de caracteristici și opțiuni de personalizare, permițându-vă să vă configurați practic telefonul așa cum vă doriți voi. Dar cum vă spuneam încă de la început, Xiaomi 14 Ultra excelează prin sistemul său de camere de top, unul dintre cele mai performante de pe piață. Camera principală cu un senzor de 1 inch și 50 de megapixeli cu diafragmă variabilă de la 1.63 până la 4 surprinde fotografii detaliate și bogate, chiar și în condiții de lumină ceva mai scăzută. Și avem și o cameră ultra-wide, tot de 50 de megapixeli și ea, care oferă un unghi de vizualizare generos, perfect pentru a captura peisaje impresionante sau diverse scene panoramice. Și mai avem și o cameră teleobiectiv de 50 de megapixeli, de asemenea cu zoom optic, care vă permite să vă apropiați practic de subiect, fără a pierde deloc din calitatea imaginii. Toate aceste trei camere principale pot înregistra videoclipuri 8K la 24 și chiar 30 de cadre pe secundă, oferindu-vă o experiență cinematografică grozavă, iar eu trebuie să recunosc că spun destul de rar că aș folosi în mod real camera unui telefon pentru filmări ceva mai serioase, dar el m-a convins că va reuși să se descurce fără probleme. Vorbim și despre un telefon care are un autofocus laser și stabilizare optică a imaginii. Și fiind un telefon despre capacități foto, există un kit de fotografie pe care puteți să-l aveți împreună cu telefonul, kit pe care, de exemplu, acum l-am văzut inclus destul de des în pachete cu telefonul pe site-urile oficiale din România. Iar kitul acesta conține o husă rezistentă care îi oferă automat telefonului un aspect de cameră foto, aș zice eu,
cu grip genial, care vine și cu o baterie micuță integrată de 1500 de mAh pentru a vă oferi senzația unei camere profesionale, un plus de baterie pentru sesiuni mai lungi de filmare sau fotografiere, dar și mai mult control asupra pozelor realizate. Adică primim în plus un buton declanșator, o rotiță de zoom și un buton pentru video. Tot în pachet găsim și două ringuri de design, dar și un adaptor pentru filtru de 67 de mm, plus un șnur pentru a vă simți un pic mai în siguranță cu el în mână. Mie mi se pare foarte tare faptul că au ales să includă și o mică baterie în grip și felul în care au gândit-o mai exact să înceapă să încarce telefonul atunci când scade sub 80%, putând practic să extindă bateria, durata de viață a bateriei cu aproximativ 23%. Iar acum, am să vă las pe voi să vedeți cum arată pozele pe care eu le-am făcut cu el în această perioadă. Camera de selfie de 40 de megapixeli nu ne dezamăgește nici ea, oferind fotografii și videoclipuri detaliate și clare, chiar și în condiții de lumină scăzută și poate și ea să filmeze 4K la 30 sau 60 de cadre pe secundă. Nu ne lipsesc desigur opțiunile de îmbunătățire a aspectului cu o grămadă de posibilități de ajustare ale feței, filtre, bineînțeles, și nici posibilitatea de ajustare a bokehului nu lipsește. Și vorbim despre un telefon cu care o să vrem să facem o grămadă de poze și să filmăm des, așadar avem nevoie de o susținere din partea bateriei. Ei bine, acesta este alimentat de o baterie generoasă din punctul meu de vedere de 5000 de mAh care oferă o autonomie excelentă. Mie mi se pare că telefonul poate să reziste cu ușurință o zi întreagă de utilizare cu o singură încărcare completă, aș spune la o utilizare medie. Iar tehnologiile de încărcare rapidă Hypercharge de 90W și încărcare wireless rapidă de 80W vă permit oricum să vă încărcați telefonul super, super rapid dacă se întâmplă să faceți foarte multe poze și să rămâneți fără baterie în timpul zilei, căci o să fiți tentat să faceți acest lucru cu siguranță. Din punctul meu de vedere, Xiaomi 14 Ultra e un telefon absolut grozav care combină un design, mie mi se pare destul de cool și elegant, materiale de înaltă calitate cu performanță de top, un sistem de camere uimitor și o baterie de lungă durată. Totuși, prețul său ridicat ar putea fi un impediment pentru unii cumpărători. Dar eu n-am niciun dubiu că merită banii ăștia și nu e vorba despre asta, pentru că poți face o grămadă de lucruri grozave cu un telefon și de cele mai multe ori, pentru majoritatea celor pasionați de fotografie, n-o să fie nevoie să care și o cameră după ei. Sunt tare, tare curioasă vouă cum vi se pare. Dacă sunteți în căutarea telefonului cu cea mai tare cameră în mod normal, ce preferați atunci când vine vorba despre poze, telefonul sau camera? Și cam la ce folosiți un telefon, cât de mult contează pentru voi o cameră? Vă pup!